Bună ziua la toată lumea! Azi este vreme frumoasă, afară este cald frumos plăcut, e vreme de privat. Și... Mamă, ce lasă aceea! Ajunge femeia de aici așa pe biroul ăsta, el mai stă aceea. E atât de frumos afară. Mamă, câte rufe a bunțit toată lumea. Cei la patroare, cei la noi, rufe peste tot. Și noi toți sunt piciorii încărcați. Uite, oficiala vine la ea. Nu mai rufe, nu mai ești. Patru de mai de toate. Uitați-i acolo. Plin. Trebuie să mai facem și noi curat aici la video, față cu ușor. Se mai adună frunze de alea, mai trebuie. Covale nu vreau să le spăl, că mă chinui cu apa. Merge foarte încet, nu știu cum o să fac. Poate că lui furtul bun să cumpăr altul. El mă fudei. Mi s-a învânat nasul. Mi-am făcut părul. Aseară. Am împudat rău. Și am făcut alergie pe omul inimii, mi-am dat și cu dea mentolată, cam de 4-5 ori de dimineață. Am făcut alergie la via aia, la viță, pe unde am băgat voidele acolo, crejile alea, ce-a tăiat, buc, ce era acolo, nu știu. Sau poate de la struguri, habar da. Am făcut niște bubițe, mă, că atunci și mă mănânc, că de nu mai pot. Bine că aveam soluție de aia mentolată neîncepută și mai când pun să calmează pielea, nu mai te irit așa și... Dar ce se întâmplă? A venit oficiala la Leo. S-a prietenit acolo să-i facă curat. Prietenă. Spălăm și spălăm într-una. M-am săturat să mai spăl. M-am săturat și trebuie să spălăm. Am pungat nasul. Pentru că afară e cald, acum eu cu asta pe mine deasupra, ca să afară e cald, ca să-i răcoare aici. Aici e răcoare, răcoare, pentru că e casa de altă. Nu m-am suit în pod, nu puteam să pun băiatul la singur să suie în pod. Ca să vă explic de ce. Nu pot să lași un om singur dacă l-a dus la o treabă să facă. Du-te și să-i spun, hai, du-te, fă-i treabă și gata, și un văd de treaba mea. N-ai cum, trebuie să fii stat cu el, să mă sui acolo cu el. M-am chinuit ca să mă sun pentru că sui cu el, pentru că scara nu ajungea chiar acolo la pod. Nu era atât de lungă și ar trebui de ceva distanță ca să poți să mă sui. Podul ăla foarte mare, scara nu era de ajuns. Mai m-a ajutat băiatul ăla de m-am urcat și de mi-am dat comandă jos. A trânut Mihai la scara, dar oricum era periculos. Și ar trebui să fiu cu el, pentru că mulți oameni care le pui să facă treaba, nu fac toată treaba. Zice, gata, am făcut și gata. Așa am fost la fața locului, i-am dat siglele în mână, am mai făcut niște pălea pe acolo, ce mai erau niște lipsuri, am mai băgat sigle, tot așa, pentru că era un pod. Sigle foarte multe și întregi și care nu mai aveau colțuri, așa un pic, am mai pus și de alea, am mai pus și colțuri. Și am fost liniștită pentru că am fost cu el, am văzut ce e. Dar așa de unde știam eu ce a făcut în pod. Și sau mi-era frică dacă l-a singur, pentru că ferească Dumnezeu. Am fost cu gura pe el să nu calci colo, să nu calci colo, pentru că știam cum e treaba cu... La lustră este un gips, nu este tavan din beton, mai multe. Și tot l-am ferit pe el, pe el. Am luat așa pe toate, pe marginea podului, eu, să mă uit așa pe ștragină, pe margini, să mai mă uit de țigle, să mai mă uit ce mai e, că și să pun de la vechi care trebuie aruncat. A fost niște șuncă. Ia de zile, vă dați seama că nici nu mai e șunca aia. Neagră, neagră s-a făcut. Am mai băgat niște cartoane, niște blane acolo sub ea, negritura aia urâtă, ca să... Bine că acum nu mai curge. A curs când era căldură. Era sub ea, era pus așa, dar...
Și am luat așa pe margine peste tot podul și acolo avem un capac, că n-am filmat, un capac la pod, jos, sus, la vol, acolo un capac unde se trage. Și era desfăcut capacul, vă dați seama că am intrat în pod. Am luat-o pe margine și nu mai mi-am dat seama că aici este la gaură pe unde am intrat, era deschis. Mai era un pic, am rămas așa. Eu mergeam, mă uitam după sigle și dădeam și cădeam jos pe vol. Din aia. Bine că n-am căzut, a fost Dumnezeu aproape, cum mai aveam puțin, Doamne ferește. Puneam picior acolo, unde era gura podului. Bine că l-am căzut și a fost bine și nu e ușor să te sui în podul ăla. Doamne, cine să... Păi nici Alin nu s-a suit. Ursul cred că s-a mai suit. Patru ani nici gând. Cine? Și acum mai vreau să mă fac pe acestea, să nu mai mă grăbesc așa cu treabă. Trebuie să mă urc tot așa să fac un pic. Când am tras capacul ăla de la pod, a căzut toate alea de la pormoi, a căzut jos acolo pe canapele și n-am mai făcut acolo. Am avut treabă jos, să șterg canapeaua, să iau penile alea ce sunt ce a căzut. Ursul s-a dus să-l ia pe Alex, a dus pe David acasă, a dus pe Leonardo, dar Leonardo în oraș după ce a ieșit de la școală l-a găsit bunica lui Câmpiana cu Mădălina lui Dănuț și a rămas cu el, de fapt. Alin e pe aceea și lumea vorbește cu țiganii, cu lumea. A ieșit până la poartă, Mihai l-a dat pe aceea, patroana era la poartă cu cineva să-i dau niște fuste înapoi, care le-am luat de probe și nu e bine, pare nu mă simt eu bine în ele, n-are rost să le țin. A cucurat de la nora lui sora ei, din mașină. Avea un busuiu mare, așa, o creangă aici, după ureche. Dar de unde a venit? Să-mi spune și mie sărbătoare, nu știu. Și-am măcar la spălat. Avea un busuit la ureche și n-avea treaba. Râdea. Fiecare de cel doare. Și asta e. Nu prea am chef așa să fac, dar până la urmă trebuie să fac ceva. În casă se mai face și noaptea și curat și așa vase. Dar afară e important când văd. Când ies aici la patronă în spate și văd că răstoarnă câinii gunoaiele și rupe pungile, îmi vine să iau tot înainte și văd gunoaiele înșirate. Câinii ăștia nu mai scap bine. Câinele lui Cutunița l-a lăsat acasă, nu l-a luat și pe el acolo dincolo. Și face numai tâmpini. Nu am ce să fac, nu pot să mă ținem acum să adun tot timpul, să mă duc să fac curat, să fac, să mă duc. Pentru că am și eu la mine în față, aici. Când pot, fac și acolo. Când nu mai pot și sunt ocupat. Aș fi vrut să-mi iau și eu, să fac și eu ceva murături, tocătură, altceva. Da, deocamdată nu. Mai e timp să fac și eu. De mâncare nu știu ce să le fac, nu știu ce am... Ei, nu știu, mă gândesc ce să gătesc. Am un pui, nu viu. Este neconjelat, să zicem, dar... O tocăniță cu o mălicuță ar merge. Nu mai ciorbă am făcut din oasele alea. A venit Leonard o seară, stând la Leo acolo să ceată cu Leo și după aia iar să duce acolo să împacă cu el. Pentru că Leonard o știți cum e. Leo îl supără, îi place să îl enerveze. Și aseară, cred că era 11 ceas, a venit Leonard să-i mai ducă lui Leo o ciorbiță cu codițe. Și am dat ciorba acolo, vă dați seama că am dat într-o clăticioară. Dar el a plecat cu aristică, pleacă, vine omul ăsta, nu știu unde s-a dus, nimeni nu mă interesează. Am încălzit ciorba, iar mă lua alergia. Am încălzit-o și am trimis, nu am putut să trimit copilul singur cu ciorba, cu castronul, pentru că am încălzit-o, nu am fost alta inesimțită să o dau rece slăită. Am primat-o pe Mihaela să ducă copilul în varsă pe el. Nu m-a cerut eu, nu știu, a avut Leonardo treaba cum era să-i dea ciorbă de aia de codițe, acum, ca să nu știu ce, că îi dă Leo lui 2 milioane.
ca să facă și el ceva bun. Nu știu ce ar avea. Și așa e bun. Am eu un puișor. Dar știu că ale mănâncă tot ca la Leonardo, mănâncă altceva, nu știu ce să găsesc, pentru că eu am fost în oraș, a fost Mihaela cu ursul, ei au umblat la școală, ei... Eu doar pregătesc copiii, atât. Le-am făcut sandwich-le azi dimineață, le-am pus apă în sticluțe ca să nu mai oprească să duc la magazin, că e aglomerat și întârzi. Le-am pus apă de acasă, am buflat în sticluțe. Sandwich, dar David e deja, bă, David nu mănâncă. David, în timp ce stă, el nu mănâncă, pentru că e învățat să mănâncă foarte târziu. El nu mănâncă nimic. Alergă cel mai mult, lui Alex îi facem două sandwich. Lui Leonardo îi facem unul. Ei, nu mănâncă nici pe ăla, chiar dacă el le-a mâncat, dar nu mănâncă. Și asta e, și David nu. Zic că el nu mănâncă la școală. Păi te rog, el nu mănâncă salamurile ăștia. Mizerul, nu? Dacă mănâncă, mănâncă doar brânză copită de aia felii, în pâine atât, la prăjitor. Dar fără salam, fără nimic, simplu așa. O să tai puiul ăsta, să vedem ce facem, tocăniță. Iar am spus ce facem, să vedem ce facem. Iar mie n-am hotărât. Totul doar să sunt și eu. Trebuie să fac ceva. Mai avem o carne, cârnață, a trimis patrona. Cârnață. Făcut de casă de aici, am mai avut ea pe rândă și a prăjit. Carne. Dar trebuie mâncare gătită. E altceva. Decât carne uscată, ciorbă oricum nu mai avea, s-a mâncat toată. Că era bun. Am văzut comentarii că de ce am pus la ciorbă pui de dafin și piper și cimbru. Pentru că așa mai pus noi. Am văzut un comentariu care mi-a plăcut. Așa pun ei la mâncare. Da, așa e. Îmi punem ca să te acustă acolo, să fie bun. Nu că e tocană. Deci că numai la tocană să pune. Am pus la ciorbă, ca să fie ciorba țărănească, să miroasă frumos, complimente. Gata, Alex. Salută și tu prietenii când vii. Salut. Unde mergi? Mă după aia să mergi și eu să iau apă, mai bine. Ei, uite, ce e frumos. Ha? Ce e frumos. A, vă mergeți cu mașina. Să mergi și pe jos. Bine, să mergi niște apă de la Isul. Că Ion are nuntă. Asta e porci. El, nu el. Bucătării tăie porci, dar zice că e și el bucătar. Mâine e nunta. Aseară era reșina de familie. Ale, vrei să mănânc ceva înainte? Mă fac tocana? Da? Mă fac tocana? Da. Și... El vine de la nunt să-și mânca niște visine. Sărate. Și am spus să ne ajută pe aceea, că aveam puțină treabă. Nu. Nimic. Și dacă îl plătim. Și nu. Nu, că n-ai cu cine să înțelegi. Îl găsești în motiv, bagă să duci la baie, să duci afară, bagă să duci să fumezi o țigară, dar nu mai vine înapoi. Mi-a părut rău de la, la urmă, mă scoate din sărite Ion. N-ai cum, nu pot să nu mai înervez cu Ion. N-ai cum să stai calm, pentru că e prea de tot. Până nu-și face el gambra, nu se simte bine, nu, așa e el. De gândesc-te că, eu știu, patronul se certa cu el, Doamne, scandal era cu el. Era patronul. Lua cu el prin sate, cu lupiniță, cu olea, la parcare, unde aveam nici acolo, nu era bun de pază. Să păzească, unde erau camere, erau dușuri, era de toate, bucătărie, ce nu era. Televizoare, camere, acolo. Și nici acolo nu suntem, nu era bun. De nimic. Numai așa a făcut tot timpul. I-a plăcut să fie așa, mai...
să-și tragă petricul, să zici ea, aia e. Așa e obișnuit. Vă tocam o tocăniță și cu pată de bunion și roșii, ardeie, mi-a vietat. Dar mai întâi cred că mă duc să-mi iau apă și puțin la magazin, că dacă apuc și fac mâncare și miros mâncare, nu pot să mai mă duc. Plină o să miros ceapă prăjeală la magazin aici aproape, nu? Mai bine mă duc acum și am terminat. Cât apă am adus? Să am numai sticle de astea de cola. Un kilogram, că dau. Și aici am pus să curăț și eu ceapa. Acum am să fac și eu tocănița aia. Dacă apuc să plec, că am fost după apă, am fost la mai multe locuri. Nu mai fac mâncarea. Trece timpul. Pe becule toate aprinse, nu să vedeți. Am pus puiul, un pic de ulei, am dat sare. Să o prăjească un pic, așa să călească. Până toc ceapa și tot ce mai trebuie. Să puțin să călească aici. Să mai punem și ceapa. Gura. Am curățat ardei gras și ardei de la vede, care nu este iute, e foarte bun. Uitați ce ardei, ceapa și ceapa la tocare. Salutare, prieteni, Ivanca! Bă! Venie Leonardo cu David! Am tocat ceapa. Se face ca lumea. Un șoț care a venit Mihaila din timpul cu el, l-a pus pe aici și l-am spălat. Fiind de bine, l-am spălat, l-am pus acolo pe grătar, s-a uscat. E bun. Bine că e curat, e frumos, ușor. Tot îmi fac părul și tot așa stă. Deci asta fără toți. Înseamnă că nu le e foame și eu mă mor cu mâncare, nu știu cum să fac mai repede. După ce o să termin mâncarea și vin, nu vin la masă, eu nu știu cum să fac mai repede, că am fost la apă, că am întârziat, că nu știu ce. Îmi fac grijă, îmi fac stres că nu mâncară. Dar cine știe? Ei vor tot să slăbească. Mihai a mai ales să mănâncă cu zilele. Eu nu știu cu ce o trăi, când o mânca ea. Eu nu văd că mănâncă. Mihaela nu mănâncă. Mihaela s-a pus ca lumea la dietă. M-a slăbit. Eu și văd de aia mai mănâncă, mai gust. Dacă mănânc, trebuie să... Nu zic dacă gătesc, să gust, să mănânc. Ea evită mâncare, dacă înțelegeți că nu vrea să ia contact, să vadă mâncare. Îi pune lui Alin, îi pune și lui David, a fuge, nu stă cu nasul acesta. Adună masa, dar n-are treabă. Tot niște roșii așa direct în pastă, în pastă de bulion, ca să iată tocana mai bună. Mai stau și jos, mai fac și picioare, sunt și o bătrână. Domnule, doar să mai toc ardeiul și atât
Punem și ardeiul, punem totodată. Păi numai atâta roșie nouă. Așa, combinație. Miroase bine. Miroase roșiile. Și pe asta, uite ce am făcut. Na, mi-am pus pe nas. Punem un pic de apă. Apoi pun și pasta, roșiile, acum și o să pun și foi de zahăr iar și piper boabe. Am pus și la ciorbă. Nu are nimica. Uitați cât de bun. Hai ca să vă arăt cât pune mult, să iasă tocarea bună. Știam ceva de roșie, vedeți că am găsit-o, de aia tot căutam un ligenuș. Și tot care o să fie ardelia roșii. Și doi de ăștia verzi. Am scos și semințea de la ăsta, dar nu este iute. E foarte mult. Ce se întâmplă? Nimic. Ce e acolo? Salutare, prieteni. Ce tu caută oficiala aia acolo? Nu știu, a plecat la Severinicu Leo și eu mă duc acum să fac și la parchează și ia vașina unde mă bag eu cu vașina, era să dea tiruri bine. Da. Când aveam loc destul. Să bag așa, vine aici ca o nesimțită. Ce vrea? Habar n-am. De ce de vrea? N-am vorbit cu ea decât două cuvinte, m-a întrebat ce fac, bine, tot și atât. Și acum patrona m-a solicită din nou să-i fac curățenie, dacă vezi ce au făcut, au scos tot și fonelul de haine, eu nu pot să înțeleg. Așa fac ei toată viața, nu tot așa. Nu, dar eu nu înțeleg, că asta am zis și vorbim la mine. Dacă facem o muncă și vezi un că muncește o zi, două, trei să se așeze, să spună, de ce mai scos după aia toate șifonierele? Asta e bătăie de joc, eu altfel nu pot spune. Dușmanie, cum aruncă spate cu noi de toate sacile rupte, le rupe și câinii, dar nici ei nu le pune bine ca să nu le rupă câinii. Fazi eu aici cu noi le atâta le leg saci, atâta le ascunde câinii, îmi pun peste saci. Și facem zi de zi și după aia încă unele la loc și dacă câinii cineva, îmi zic așa sunt toată ziua. Ce să mai zic? Am făcut și eu ce am făcut. Închide ușa, e curent. Asta, da? Aia, cu mâncarea asta deschisă și vine un curent și se duce și miros de mâncare pe acolo. Păi faci, dar dacă nu stă curățenia și face și lucii și... Vine oficiala la ei și aseara vine și azi. Prietenă. Și aș vrea să fac și un pic de mămăligă. E treaba lor ce fac acolo, nu vreau să mai îmi bat capul, pentru că am și o grămadă de treabă la mine, în care nici nu pot să mai ajung să le fac. Și eu am. Cum este într-o casă. Și ei sunt doi. Că restul... Aia, ursul îți face fără singur sus. Nu i-am făcut nici eu, își face el. Fac și eu aici acest lucru, fără mă copii. Fac și eu, spăl cu haine, oare. Vă dați seama că-s copii. Și nu chiar nu stă curat, trebuie să îl fac tot timpul. Și ei doi mă doresc mereu ca copiii, așa că la cât ardei am pus să iasă bun. El e forță cu nunțele, n-are unde să dea capul atâta nunță pe capul ei. Hai să mai tocăm și picioare, să nu fiu chiar așa de nesimțită, să stau jos. Mă mănânc pe nasul, cu cine mai mă cert acum? Să dea Dumnezeu să nu mă cert cu nimeni.
Am plictisit cu ardeiul ăsta, dar uitați că mai am un pic. Mai am făcut un pic. Uite și ardeiul ăsta, o verdește. Am pus pastă de asta, mamă, ce pastă bună. Iar acum o să punem și ardeiul. Punem tot, să fiarbă tot. Să facă mai repede să... Mai avem și altă treabă și... Nu numai la bucătărie. Credeți că eu stau numai la bucătărie? Nu era ca cu ce, frate. Am mai dat drumul și la hotă. Și ca să vedeți, să fiu sinceră cu voi, am pus și vegeta. Încă n-am amestecat în bucăriță. Și punem voi de dat în cimbru și liter boabe. Am pus un pic de vegeta. Ca să iasă mai bună. Și un pic de sare. Ce să vin că n-am pus vegeta și am pus doar sare. Nu e adevărat. Hai să vă arăt așa cum arată mai de aproape.